cred că dumnealor sunt sub oarecare presiune politică și vorbesc vrute și nevrute. Mie nu poate PSD să-mi dea niciun ultimatum. Eu am spus că după sărbătorile de 1 decembrie voi analiza aceste chestiuni și o să vorbim atunci mai mult. Dumneavoastră, constituțional, aveți dreptul să refuzați revocarea unui ministru? În opinia mea, constituțional, am dreptul să fac exact ce fac. Eu sunt un președinte care respectă ad literam Constituția. Deci fiți siguri că ce fac eu este constituțional. Domnule președinte, luați în considerare să nu luați act de aceste demisii? Există această variantă în perioada imediat următoare? În perioada imediat următoare o să vă spun cum tratez chestiunea, dar nu astăzi.